Artiștii plastici din Constanța amenință cu proteste de stradă. Aceștia spun că administrația locală intenționează să evacueze din ateliere din cauza unui interes imobiliar. De cealaltă parte, primăria se apără și spune că vrea să preia cele trei imobile pentru a le renova, dat fiind că acestea se află într-o stare avansată de degradare. Detalii are colega mea, Andreea Bălan, care a urmărit subiectul. Bun găsit, Andreea, ce ai aflat? Bun găsit, Ana, bun găsit tuturor! Nemulțumirea artiștilor a pornit după ce primarul Constanței, Virgil Ghițac, a introdus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, care va avea loc vineri, un articol prin care cere consilierilor să voteze revocarea dreptului artiștilor de a folosi gratuit trei dintre sediile pe care le au în Constanța. Este vorba despre spațiile din Bulevardul Mamaia, Bulevardul Ferdinand, dar și cel de pe strada Mihai Eminescu. Artiștii au reacționat imediat și acuză primăria de abuz. Ba mai mult decât atât, într-un comunicat de presă pe care l-am primit la redacție, aceștia spun că, citez, cineva a pus ochii pe atelierele noastre care se află în zone cu un imens potențial imobiliar. Am fost pur și simplu executați. În încercarea de a opri intenția administrației locale, artiștii plastici afiliați Uniunii Artiștilor Plastici din România spun că vor organiza mâine un protest al disperării și explică faptul că atelierele de creație au fost construite în anii 70 din fondurile exclusive ale Uniunii. Înapoi la tine, Ana.